Mirela Stelea cucerit țările arabe de la Dubai în Abu Dhabi și până în Oman. Toată lumea o cere tot mai mult. Nu a învățat dansuri din buric, niciun șeic nu s-a îndrăgostit de ea, însă creațiile sale sunt tot mai cerute în partea aceea a lumii. De curând și-a mai încheiat o excursie acolo. A stat o săptămână pe un vas de croazieră și a realizat un pictorial pentru cea mai recentă colecție a sa. Dacă ne gândim bine, putem spune că face naveta, pentru că peste doar o săptămână va pleca din nou la Dubai, la Târgul de Miles. Mirela Stelea a călcat pentru prima dată în Dubai anul trecut, a participat la Săptămâna Modei și a avut un succes fulminant. A vândut toată colecția, iar cererile au curs cu nemiluita. A simțit repede potențialul pieței de acolo, așa că acum profită din plin. Se pare că mă tot trage ceva în partea asta, așa, și... Nu, motivul este următorul. Dubaiul este... deschis. Se întâmplă foarte multe lucruri acolo și este o piață foarte bună. De data aceasta a plecat cu o echipă întreagă de oameni și a realizat o ședință foto pentru noua ei colecție Cruise. Am ales câte 2-3 minute de pe zi să le pozăm în diverse locații. De exemplu, astăzi am fost la piscină, a doua zi hai să prindem răsăritul, hai să prindem apusul, hai să stăm la un bar, hai să stăm la un restaurant și așa mai departe. Deci am ales locuri să se vadă unde pot fi purtate aceste ținute. Noua sa colecție este destinată tuturor femeilor care visează la o vacanță. Imprimeurile vii, materialele fine și modelele sunt, în opinia Mirelei, perfecte pentru toate doamnele și domnișoarele care vor să fie frumoase în orice conjunctură. Anul trecut am avut tot imprimeuri cu combinație cu dantel, cu firlame și pentru colecție Cruise tot timpul trebuie să folosești culori, părerea mea. Trebuie să fie niște culori tari, dacă nu mergi pe fucsia, pe portocaliu, pe galben, pe turcoaz, așa un amestec, atunci trebuie să folosești imprimeurile florale. Trebuie să fie ceva exotic. Mirela Stelea nu și-a lăsat doar modelele să pozeze pe luxosul vapor. Chiar ea a trecut din postura de designer și regizor la cea de fotomodel. Oricum, nu este pentru prima oară când o face. La fiecare colecție îi place și ei să-și facă măcar câteva poze. Eu oricum sunt mai relaxat așa și mă simt bine în pielea mea, așa că n-a fost foarte greu pentru mine. Multă lume m-a întrebat de ce nu poze și tu cu rochiile tale dacă să promovezi. Și atunci, făcând diverse materiale în reviste, am zis ok, hai să facem și să pozez și eu cu câteva dintre ele. Pe vasul de croazieră a avut parte de tot luxul din lume. Țările arabe sunt oricum recunoscute pentru un tratament mai mult decât perfect, așa că nu e de mirare că Mirela a profitat la maximum. Am combinat utilul cu plăcutul, aș spune. Nu prea am avut noi timp să ne relaxăm, pentru că a trebuit să muncim foarte mult. Păcat că nu e mai ca la noi să fii tu mai dezbrăcată, vedem dacă te-ai bronzat frumos. Sunt bronzată. Am stat așa câteva ore, am prins. Bineînțeles, eu tot timpul folosesc protecție și am și noroc cu tenul care mă ajută și atunci mă bronzez mai repede. Următoarea colecție pe care o pregătește este destinată exclusiv mireselor și promite ținute de neuitat.